Bun găsit! În cadrul acestei ediții a emisiunii Reportaj Gorj TV ne vom strădui să aflăm cât mai multe secrete ale muncii de miner. Cu toții știm că această muncă de a găsi aurul negru nu este deloc ușoară și necesită un risc major. Pentru a afla mai multe, am stat de vorbă cu câțiva dintre acești oameni care activează de o viață în sectorul minier și am ales să vizităm cariera minieră Lupoaia, o exploatare minieră cu istorie care se întinde pe 200 de hectare, iar principalul beneficiar de cărbune de la aceasta este termocentrala Ișalnița. Mineritul Motrean a fost și va rămâne în continuare etalon pentru industria extracției de cărbune din țară și poate nu numai. Aici a fost excavată prima cupă de steril în județul Gorj. Puțin își mai amintesc însă cum a început totul la această carieră cu mai bine de 3 decenii în urmă. În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a momentelor respective cu ajutorul directorului exploatării miniere Lupoaia, Daniel Constantin. Care este istoricul acestei cariere? Deci istoricul acestei cariere poate fi sintetizat așa următoare în câteva cuvinte. În 1974 au început primele lucrări de deschidere a acestei cariere. Lucrările de deschidere erau prin microcariere, deci cu utilaje clasice și transportul se făceau cu rabe și mașini din această perioadă. În 1975, în urma unor studii geologice și a unor foraje, s-a descoperit că în zona aceasta există un potențial foarte mare din punct de vedere al extragerii substanțe minerale în speță lignitul și au început lucrările de modernizare, să zic, și de funcționarea acestei cariere în sistem continuu. În sensul că au fost aduse aceste escalatoare de mare capacitate cu transport continuu. Escalatoare, dotarea carierei Lupoaia este o dotare formată din 5 escalatoare SRS 1300 de producție nemțească și 3 mașini de aldat, mașini cu braț de 90 de metri și 170 de metri pe vatra carierei. Este unul dintre cele mai mari abzețere, mașini de aldat care se găsește pe vatra carierei și lucrează în tandem cu escalatorul 02. Este o carieră de suprafață, așa a fost întotdeauna? Nu, deci pot să spun că în prima fază, poate să și vadă în zona dinspre stânga mea, se văd câteva abataje. Deci această zonă a fost exploatată din punct de vedere subteran, a fost exploatată subteran. Au fost lucrări miniere subterane, galerii și așa mai departe. La ora actuală se și observă în stratele de cărbune, stratul 5 și stratul 6 și stratul 7, care se văd în stânga mea, aceste lucrări miniere de subteran, care la ora actuală pe noi, să zic un pic, ne cam încurcă în faza de exploatare și de excavare a cărbunelui. Aceasta datorită dimensiunilor stratului de cărbune, datorită particulelor astea, să zic așa, ce au rămas în fiară și lemne și așa ce se folosea în subteran. La ora actuală, excavatorul pe treapta de excavare a excavatorului 03 este unul dintre cele mai, să zic așa, din punct de vedere predominant, din punct de vedere al producției. 60% din producția carierei se bazează pe aceste două strate de cărbune, stratul 6 și stratul 7, concomitent cu vatra carierei, unde avem stratul 5 de cărbune. Producția carierei Lupoaia la ora actuală se situează în jur de 2.600.000 de tone pe an. Bine, noi această producție o sintetizăm în urma unui preliminar anual de producție și în funcție de cerințe, în funcție de beneficiarii noștri care ne cer pe piață, în funcție de Ișalnița, de Craiova 2, care sunt principalii beneficiari ai acestui cărbune pe care îl extragem. Ce cantitate de cărbune produce anual? Deci anual, cariera Lupoaia produce, cum mă repet, în jur de 2.600.000-3 milioane de tone pe an. Această cantitate se poate planifica în funcție de consumatorii noștri, în funcție de livrările care le facem către termocentralele pe care le deservim. Ișalnița, Craiova 2, Ranu și cele din afara sistemului, Timișoara și Aradu. Deci acești consumatori noștri, acești potențiali și acești potențial, să zic, consumatori ai noștri, ne fac baza aceasta de producere a cărbunelui. Deci în funcție de acestea noi producem cărbunele anual. Cât curent electric ar putea asigura? Aici deja problema nu este a noastră, noi producem curent, noi producem cărbune. Cărbunele livrăm la termocentrale, iar termocentralele livrează în funcție de cerința din sistemul energetic național. V-am mai spus, la ora actuală este o problemă cu această energie produsă din energie, să zic, termică, energie produsă din cărbune, pentru că avem acești consumatori care produc, acești producători de energie, mă refer la hidro,
se produce foarte mult datorită precipitațiilor abundente care au fost. Produc foarte mult pe piață, în jur de 45%. Nuclear, partea nucleară, partea eoliană, această energie verde care la ora actuală ea pe piață este foarte bună, dar pe noi ca și producători de energie și producători de cărbune strică un pic problemele noastre legate de producție și de locurile de muncă și toate au o legătură strânsă în sistemul acesta energetic național. Pe ce suprafață se întinde? La ora actuală, suprafața carierilor Poia, să spun, este în jur de 200 de hectare de teren cu extindere în partea nordică, pentru că licența de exploatare la ora actuală o avem până în 2016 în perimetrul actual. La ora actuală se lucrează și de fapt suntem în fazele, 80% din faza de extindere a carierei este realizată. Cariera se extinde în partea nordică, aici sunt probleme cu exproprierile de sat, avem un sat, satul Poița. Avem o zonă, un cimitir, avem o bisericuță care la fel trebuie strămutate ca noi să ne putem desfășura activitatea în continuare și să putem să asigurăm locurile de muncă și continuitatea acestei cariere, care fără așa să zic un minim de mândrie, este una dintre cele mai bune cariere din țară, să zic așa, și din complexul energetic Oltenia la ora actuală. Amprenta omului asupra activității miniere își spune cuvântul. Angajarea primilor ortaci a presupus o selecție extrem de riguroasă. La vremea respectivă nu era nici transport asigurat, minerii mergeau pe jos prin nămoale până la genunchi și nu de puține ori le-au rămas cizmele pe acolo și au plecat acasă în șosete. Condițiile au fost îmbunătățite de inovații, de tehnologiile care nu au ocolit această carieră. În prezent, 1045 de oameni muncesc pentru a scoate aurul negru la suprafață și unii o fac chiar de la începuturile exploatării miniere Lupo. Poate vă întrebați de ce, dacă această muncă e atât de grea, oamenii aceștia au ales să activeze în acest sector. De-a lungul timpului, cei care s-au aflat la conducerea acestei cariere miniere au coordonat cu exactitate activitatea ortacilor pentru ca toate lucrurile rele să fie foarte bine evitate. Tehnologiile și inovațiile trebuie să fie foarte bine calculate de mineri, de întreaga echipă de mineri, de la cel mai mare și până la cel mai mic, și asta pentru că de-a lungul timpului au mai fost și situații neplăcute, însă spiritul de echipă care există într-o carieră minieră este de neînlocuit. Pentru că aici în carieră amprenta omului se vede, să trecem puțin și la această latură. Dumneavoastră, în calitate de director al carierei Lupoaia, câți oameni aveți în subordine? Deci, la ora actuală, cariera Lupoaia are un personal de 1045 de oameni, de personal. Personal TESA, să zic, este vorba de 6,57% din totalul personalului care deservește cariera Lupoaia. Deci ponderea este bună, să zic. Aici eu aș vrea să reamintesc că această carieră din 1975 încoace a avut niște, să zic, directori, a avut oameni extraordinari, oameni care și-au pus amprenta asupra acestei cariere. Noi, cei tineri, să spun că am moștenit și am preluat de la acești directori și acești oameni de bază numai lucrurile bune. Au avut și ce să ne arate. Un domn director Stamatoiu, se fie Sâna Ușoară, care a murit. Un domn director Zbârnaure. Colegii mei care sunt mai în vârstă și care sunt șefi de sectoare și care își desfășoară activitatea, să zic, neîntrerupt de 20-30 de ani, chiar 30 de ani în această carieră. Deci noi am reușit să luăm lucrurile bune și de aceea această carieră se menține și este pe cele mai înalte, acolo în vârful ierarhiei, în sistemul minier din România. Dumneavoastră, de câți ani activați în minerit și de ce acest domeniu? Pot să vă spun că activez în minerit din 1992, când am terminat Universitatea Tehnică Petroșani. Am fost repartizat la această carieră, de fapt în bazinul Motru, dar auzind colegii și prietenii că aceasta este una dintre cele mai bune, am vrut să vin la această carieră. Și pot să spun că soarta a decis ca eu să intru minerit. De fapt, tatăl meu, care la fel săracul a murit și nu mai este printre noi, din 1990, a lucrat în minerit. El a lucrat în zona de subteran, să zic, la mina Orăști, a lucrat în jur de 20 de ani. Era cel care, să spun, sunt un copil de la țară și sunt mândru de asta, era cel care, pot să spun, că în fiecare zi când venea de la servicii, îmi spunea: tată, învață, învață și iar învață, că uite în ce situație sunt eu. Pot să spun că dimineața a plecat la orele 3, se trezea de acasă, cum se făcea naveta, iar la ora 6-7 după amiază, 19, venea de la servicii. Și în tot timpul încerca să mă îmbărbăteze, să mă încurajeze, să învăț, că numai învățând poți să ajungi în societate și poți să răzbați și să ajungi. Și pot să spun că datorită lui sunt și minerit și datorită, să zic,
ceea ce m-au învățat părinții, pot să spun că și colegii, bineînțeles, că aici, de fapt, cei 7 ani de acasă, știți că contează foarte mult, dar în momentul când intri în societate și într-un colectiv, deja trebuie să te interpui cu toate problemele colegilor, să discutăm, să facem ca un colectiv unit care să ne aducă la rezultatele acestea. Toate trebuie să fie coeziune între noi și această coeziune, pot să spun că la cariera lui Poaia există, de la muncitor, de la ultimul mecanic, lăcătuș și mașinist care își desfășoară activitatea până la director și toți inginerii, avem relații extraordinare de colaborare. Este ca o casă aici. Deci noi suntem prieteni, toată lumea aici nu există. Relațiile de subordonare sunt, într-adevăr, respectul este între oameni, între colegi, între ingineri și până la director. Dar, în primul rând, suntem prieteni. Noi toți aici suntem prieteni. Și poate că și de aceea avem aceste rezultate bune și cariera lui Poaia este acolo unde este locul. Având un părinte care a lucrat în domeniul minier, bănuiesc că ați aflat cât de grea este această muncă. Ne puteți spune și nouă ce înseamnă această muncă? Deci, pentru efectiv, nu mai spun de tatăl meu care a lucrat, ne vorbesc personal de mine. Din 1992, când am venit la această carieră, am plecat din zona de jos, de la conducătorul formației de lucru, deci de la cartea de pontaj. Efectiv, acolo am început să învăț relațiile acestea interumane cu colegii, cu oamenii de rând, cu muncitorii care ai ce învăța de la ei și încerci să îmbini utilul ăla cu plăcutul, să zic, ceea ce ai învățat în școală cu problemele astea care sunt ale omului de rând, problemele lui familiare, trebuie să fii cumva, să intri în jocul lui acesta de familie, să-l ajuți pe om. Pentru că numai așa și el te poate ajuta, în sensul că își dă toată, te respectă ca și conducător. Trebuie să știi să ai o ținută față de om, să știi când să te impui ca și conducător, să știi când să impui la om să facă anumite lucruri. Numai așa aceste relații se pot dezvolta între noi și oamenii, între conducători. Și putem ajunge, să zic, în faza asta de a realiza priorități bune, pentru că oamenii, până la urmă, omul este ca și în familie. Te înțelegi bine cu soția, te înțelegi bine cu copiii, totul de rezultate. Nu... Am văzut foarte mulți muncitori aici, chiar și pe Abzețer. Cât de greu este acolo? Deci pot să vă spun, aici este un escalator, escalatorul 03 din cariera lui Poaia, 1300. Deci v-am zis, este escalatorul cu ponderea în producție cea mai mare, dă 70% din producția carierei. Fiecare de la roată, de la roata porcupe din față, care vedeți că escavează și escavează în steril, de la escavator care lucrează pe cabina 1 și este interconectat la toate procesul acesta de escavare, lăcătușii care sunt fiecare bine stabiliți și fiecare pe benzile de benzile escavatorului, acest benz are 4 benzi de escavare, PCBS și toți oamenii, fiecare au delimitate și fiecare știu problemele care sunt. Sunt oameni vechi, oameni de 20 de ani, de 30 de ani care lucrează aici, pentru ei deja este ceva de rutină. O mică greșeală ar putea duce la... Este ok. Deci o mică greșeală ar putea duce la o catastrofă. Legat de la escavare, cum a spus, de escavator și până la ultimul lăcătuș și mecanic de pe acest escavator. Deci toți au relațiile de muncă bine stabilite între ei. Exact cum fiecare bandă interconectată lucrează, așa și fiecare muncitor de la escavatorii și până la lăcătuș, fiecare știu problemele și tot ceea ce se întâmplă pe acest escavator, care este, după, o, să vedeți, este de mare complexitate. Deci tot ce vedeți aici nu este atât de simplu, se vede o construcție metalică, dar totul și totul este bine stabilit cum funcționează și inclusiv... Deci acest escavatorist, el este creierul principal, să zic, de la el pornește totul. În cabină sunt pupitrele de comandă, el dă toate comenzile, bineînțeles, maestru și conducătorul de lucru de la acest utilaj are rolul esențial și el în acest ciclu de funcționare al escavatorului. Care sunt riscurile la care se expun acești oameni? În permanență este un risc, inclusiv când mergem pe stradă știți foarte bine că există un risc. Protecția muncii își are rolul foarte important în acest, să zic, pe acest loc de muncă. Fiecare om este prelucrat ca la locul de muncă pe care este înștiințat și știe foarte bine riscurile la care este expus. Sunt motoare de reductoare, benzi, viteza benzilor, sunt role și așa mai departe. Deci totul se face după un program bine stabilit de la începutul programului și până la sfârșit. Maestru, șeful de sector și inclusiv inginerul șef, directorul, toate problemele și totul se face cu situații și cu totul se face exact după carte. Dacă ai greșit, aici este fatal. Poate știți de atâtea accidente care se întâmplă la nivel de atâtea locuri de muncă, dar dacă o mică neatenție te face să se întâmple un accident care nimeni și niciodată n-am vrea să se întâmple acest lucru. Deci totul este foarte bine calculat, dar de-a lungul timpului probabil că au fost și probleme. Cum s-au rezolvat? Au fost și probleme, au fost și accidente, au fost
cum să zic, au fost intervievate și s-au luat măsurile necesare pentru ca aceste lucruri care s-au întâmplat. Fie au fost din vina omului, oboseala, să zic, eu știu care sunt multe cauze, dar cauza principală, să știți, este factorul principal în poziția accident, este graba, lipsa aceasta de neatenția la locul de muncă. Ăștia sunt factorii principali care, să știți, că cauzează 80% din accidentele de muncă care se întâmplă. Noi, spre norocul nostru, în ultimul timp, nu ne-a ferit Dumnezeu de acest lucru. Deci, accidentele au fost foarte rare și dorim din ce în ce să se rărească, pentru că viața este, înainte de utilaj, viața la noi este pe primul plan. Deci, viața omului, că e mai importantă decât orice, un fier se mai poate repara, se mai poate face, dar viața omului știți că este unică și odată ne Dumnezeu și cu asta ne ducem până... Pentru că exploatarea minieră Lupoaia necesită extinderea pe o suprafață mai mare, însă problemele nu ezită să apară și livrarea cărbunelui către beneficiari a devenit o problemă în acest moment. Cu ce probleme vă confruntați în privința strămutărilor? În privința strămutărilor, să știți, doar sunt probleme. Noi încercăm să sunt comisii la nivel de investiții. Avem o direcție de investiții care se ocupă de achiziții de terenuri, care se ocupă cu aceste probleme. Deci, la ora actuală, pot să spun că în tot complexul energetic Oltenia, problema de achiziții de teren este o problemă foarte, foarte sensibilă. Ne confruntăm. Oamenii nu-și mai cedează terenul așa de ușor cum era înainte. Trebuie negocieri, trebuie să ai stil, să zic, să ai și rafinament în chestiile astea. Se fac comisii de negociere, oamenii se duc, mergem la oameni, discutăm cu oamenii. Sunt anumite reguli pe care se creează la nivelul de complex și numai după aceste reguli negociem terenul și așa mai departe. Deci sunt niște principii pe care respectăm și după care funcționăm și în aceste probleme. Mai sunt și persoane care nu vor să strămute, care nu vor să-și dea terenurile, dar una peste alta cred că le rezolvăm cu treabă, cu o liniște și cu răbdare. Putem să le facem toate de bine. Mai exact, în această perioadă, unde vreți să vă extindeți? În această perioadă, deci cariera Lupoaia, m-am zis, până în 2016 are o limită de licență în această zonă. După 2016 problemele se îngroașă un pic, în sensul că va trebui să ne extindem în partea nordică a carierei. Toate documentele sunt aprobate, deci nu este nicio problemă din acest punct de vedere, pentru că este o carieră, m-am zis, profitabilă, rezervele sunt de cărbune și există. Singura chestie, noi trebuie să le exploatăm și să ne achiziționăm aceste terenuri. O problemă deosebită, v-am zis, este problema livrărilor la ora actuală la noi. Asta ne omoară și ne macină cel mai mult. Noi putem produce foarte mult cărbune. Singura problemă este livrarea către beneficiari. Este o problemă la nivel de țară, această problemă, și se rezolvă și aceasta cu calm și în timp. Și eu cred că cele mai bune întreprinderi vor exista pe piață și vom reuși să ne ducem activitatea, să păstrăm locurile de muncă la oameni. M-am zis, 1000 și de oameni sunt activitate aici și împreună cu cariera Roșiuța, care este pe partea opusă nouă, acest oraș, pot să spun că se bazează pe aceste două cariere. Probabil nu foarte mulți dintre noi ne-am întrebat cum muncesc acești oameni în sezonul rece, printre utilaje, într-o carieră minieră. Am aflat în urma discuției cu directorul exploatării miniere Lupoaia cât de greu este, deși în cuvinte nu se poate cuantifica. Iată și răspunsul. Cum este iarna aici? Deci, iarna, eu pot să spun, am lucrat de 20 de ani în cariera Lupoaia, efectiv, iarna aceasta a fost groaznică pentru noi. Deci, am avut situații în care, pe liniile de haldă, unde terenul nu este virgin, să zic, în această zonă, este zona aldată, nici cu utilajele auxiliare nu mai puteam intra cu buldozere la mașinile de aldat. Efectiv, eram blocați. Lucrările tehnologice de prelungire, scurtări și așa mai departe, sau intervențiile la utilaje, macarale și astea, nu le mai puteam duce la aceste utilaje conducătoare. Foloseam pontoane, efectiv, ca pe apă, să zic așa, și ne putem deplasa. A fost o iarnă foarte grea pentru noi, să zic. O iarnă, una dintre cele mai grele iarne care le-am prins și care, din punct de vedere al precipitațiilor. Și pentru noi, acest lucru ne omoară. Deci precipitațiile, gerul, zăpada, sunt ne omoară un pic din punct de vedere al priorității. Din punct de vedere a priorității orarilor utilajelor, pentru că una este să aveți un sol uscat, să mergi cu prioritate orară la excavatorului, și una să ai ape, să ai precipitații, să benzile de flori mai funcționează cum trebuie, sunt devieri, sunt patinări ale transportoarelor și așa mai departe. S-a întâmplat ca activitatea să fie blocată vreodată? Nu, acest lucru nu a fost niciodată. Tot timpul am urmărit conducerea, colegii,
de la director și până la ultimul, v-am zis, până la muncitorul necalificat din carieră, ca lucrurile acestea să nu se întâmple. Deci să nu avem probleme legate de blocaj de utilaje, de avarii și așa mai departe. Deci v-am spus și vă repet, cariera lui Paia este un pic mai specială și colegii noștri o știu și are aia ceva, ca orice loc de muncă și oriunde, fiecare ne confruntăm cu problemele noastre, așa, dar la Lupoaia e ok, e bine, oamenii sunt bine, inginerii și toată conducerea și toți oamenii de la cariera Lupoaia. Ca și întindere, cu ce altă carieră se poate compara? Deci ca întindere, cariera Lupoaia este o carieră de mărime mare și medie, să zic un pic. Cariera Lupoaia, Roșiuța, cariera Roșia, putem da exemple cât mai multe. De fapt, toate carierele din bazinul minier Oltenia, să știți că sunt cam mărimea medie și mare. E vorba de 5-6 utilaje conducătoare, excavatoare, 3-4 mașini de aldat. La noi este o problemă mai specială că avem și hălzile interioare. La noi tot este comasat, dacă vedeți, pe această întindere. Excavații, haldă interioară, depozit de cărbune. Deci întinderea nu este atât de mare. Și acest lucru ne avantajează din punct de vedere economic, din punct de vedere al cheltuielilor, din punct de vedere al prețului de cost pe tona de cărbune, pentru că până la urmă toți ne întreabă, domnule, prețul de cost pe tona de cărbune și ăsta este esențial. Cheltuieli la 1000 de lei producție marfă și așa mai departe. Deci dacă noi ne încadrăm în toate acestea și este ok și putem, cred, să rezistăm pe piață și această carieră să cât mai mulți ani și să ne extindem și locurile de muncă a oamenilor să fie în siguranță și să ne câștigăm banii, pentru că asta e singura șansă de supraviețuire a noastră în zona asta. Este zonă monoindustrială și aici vrem să ieșim și noi la pensie, să putem să ne... La ce termocentrale ajunge cărbunele de aici? Termocentrale, deci v-am zis, beneficiarul nostru principal la ora actuală a fost Ișanița, termocentrala Ișanița, una dintre cele mai mari termocentrale, acum este într-o situație un pic mai... Da, de asta avem și stocul plin și avem foarte mult cărbune. Craiova, Ranu, Târgu Jiu, termocentrala de la Severin și, în general, în tot complexul energetic Oltenia. Deci tot ceea ce ține de complexul energetic, noi putem să livrăm cărbune și suntem competitivi pe piața aceasta de cărbune. Angajații carierei miniere Lupoaia își amintesc cu nostalgie de începuturile acestei baze miniere. Utilajele, fiecare colț al exploatării, sunt bine cunoscute de cei care au crescut aici. Lucrul în echipă și atenția foarte mare i-au făcut pe cei care caută aurul negru pentru ca noi să avem lumina becului acasă să reziste 10 de ani în această carieră de lignit. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai vechi ingineri de aici din cariera Lupoaia. Cum este? Sunt chiar cel mai vechi inginer din cariera Lupoaia, m-am angajat în 1978, aveam 23 de ani. Primele utilaje, care le vedeți aici, aici le-am văzut. Deci aici am crescut și aici îmbătrânesc, de aceea la pensie. Practic aici ați învățat ce înseamnă această meserie. Da, eu sunt inginer energetician, după care am făcut și facultatea de TCM-ul. Dumneavoastră activați într-un anumit sector. Spuneți-ne mai multe lucruri despre acest sector. Ce implică? Eu activez în sectorul, să zic așa, cel mai greu, adică vatra carierei, unde am în subordine două excavatoare ca acesta de 1300 și cel mai performant utilaj, abzețelul cu braț lung de 170 de metri, este unicat în România. Toate funcționează ca la carte, pentru că așa trebuie într-o carieră minieră, astfel încât să evitați problemele care ar putea să apară. Da. Este greu? Este greu în sensul că, fiind sectorul pe vatra carierei, acolo vin toate apele, se adună nămoalele, halda, avem haldă interioară, care sunt cu probleme specifice carierelor. Dumneavoastră, fiind inginer, trebuie să veniți cu soluții. Da, soluțiile sunt, le-am învățat în timp și eu, nefiind de specialitate, deci practic, și totul merge ca la carte, cum se spune. Avem utilaje terasiere, adică buldozere, facem canale, facem drumurile de nămapele, totul este în regulă. Bănuim că după zi de lucru aici, în carieră, este destul de obositor. Cum este când ajungeți acasă? Ce să vă spun, este obositor, se lucrează în trei schimburi. Deci oamenii lucrează în trei schimburi, fiecare mai soare sub ordine câte 15-20 de oameni, cu linii de haldă, linii de excavații. Este destul de obositor, însă ne descurcăm. Care este partea cea mai grea? Partea cea mai grea sunt condițiile atmosferice.
Deci, în rest, mai avem și problemele noastre de aprovizionare, cu piese de schimb, având în vedere situația care este în toată țara și la noi se confruntă cu aceleași soluții. Dumneavoastră vă ocupați de funcționarea utilajelor. Cum este? De câți ani vă ocupați de acest lucru? Sunt brigadier pe excavator pe 03 de aproape 9 ani de zile. Am fost brigadier pe 01 înainte de a veni la 03. Mă ocup de funcționare, de întreținere și de exploatarea acestui utilaj. În condițiile care e foarte greu acum și timpurile care au fost, ploile care ne-au afectat, am mers un pic mai greu, dar ne-am descurcat cu bine. Am trecut de pe acea perioadă, acum e totul foarte bine. Mergem la capacitate, cum ni se cere producția de cărbune, care el merge mai mult pe cărbune decât pe steril, și îi asigur toată funcționarea împreună cu echipajul care este format din 10 oameni, lăcătuș, electrician și mașiniști, și maestru care este conducător formație de lucru. Cât de greu este să stăpâniți oarecum acest gigant utilaj? Nu este greu, având o experiență de aproape 10 ani numai pe acest utilaj. M-am obișnuit cu el și nu mi-e atât de greu. Acum, mi-a fost greu la început, dar acum mi-e ușor, pentru că am apucat să-l învăț și să-l cunosc atât de bine utilajul, cât și oamenii care lucrează pe el. De ce ați ales acest lucru? Ceea ce am ales eu, această meserie, mi-a plăcut. Ca să conduc acest utilaj și ceea ce fac, fac cu plăcere. Nu fac din obligații sau din asta, o fac cu simț de răspundere, pentru că îmi place meseria de conducător utilaj. Cum este iarna, întreținerea acestui utilaj? Iarna e un pic mai dificilă datorită faptului că sunt condițiile meteo nefavorabile. Vânt, ploi, zăpadă. E un pic mai grea, dar având oamenii aproape de tine și înțelegătorii care te pot ajuta la orice moment, depășim cu bine toate greutățile. Colaborați pentru tot ceea ce se întâmplă aici. Da, colaborăm împreună cu directorul unității, cu șeful de sector care îl avem și cu toți maestrii care sunt în subordinea sectorului 1 și cu oamenii care lucrează pe utilaje și pe traseul de benzi, cu tot personalul care este activ în carieră. Deci aici, practic, toată treaba se face în echipă. Da, toată treaba se face în echipă, colaborând foarte bine cu organele care ne conduc, cu directorul care ne conduce și cu șefii care îi avem. Noi depășim toate situațiile care sunt grele. E o echipă foarte bine compusă, începând de la director și până la ultimul muncitor. Cam ce suprafață haldați dumneavoastră aici într-o zi? Aici într-o zi, pe o șaibă de aproape 4 metri de înălțime, se escavează în jur de ori 2 ore, 2 ore 50. Și în 3 schimburi cum se lucrează, în 24 de ore se dă aproape 18 metri de front de sus până jos, pe o lungime de 10 metri. Electricianul este unul dintre cei mai importanți oameni aici, în carieră. Spuneți-ne dumneavoastră cât de important este. Este important, că noi depinde tot utilajul. În caz de defect, toate acestea, noi pornim. Ne anunță excavatoristul, mecanicul, ungătorul, că nu merge pompa mecanică, că nu merge banda de curățenie, nu... și toate acestea depinde de noi. Mai în amănunt, mai concret, ce faceți dumneavoastră? De ce vă ocupați? Noi ne ocupăm de toată partea electrică. Noi, când venim la locul de muncă, primul lucru care îl avem, să verificăm toată instalația electrică. Anume, să nu fie improvizații, că ne costă, dacă sunt improvizații, poate să coste viața, trebuie să avem toate protecțiile, să meargă și toate cele. Iluminatul să fie, iar pe timp de noapte, corespunzător să se vadă, iar la fel, unde, când se arde un bec, noi îl locuim imediat, ne anunță cine este, excavatorist, mecanic, și noi, fără probleme, de asta venim și ne locuim. În concluzie, este o muncă permanentă, mai toată ziua trebuie să stați cu ochii pe această latură. Munca permanentă, numai noi electricienii, munca permanentă e la tot echipajul, că fiecare și are atribuțiunile lui. Excavatoristul merge cu roata și așa mai departe, mecanicul iar la fel. Și noi iar la fel pe partea electrică. Și noi asta. De ce ați ales această meserie? Este destul de riscantă.
Am ales-o că mi-a plăcut meseria de electrician și am ales-o și am lucrat. De câți ani lucrați în această carieră? De 27 de ani lucrez. Am făcut școala profesională și după ce am terminat școala m-am angajat în carieră. De atunci, din 86 și până acum, lucrez aici. Bine, prima dată am lucrat pe linia de haltă, când erau hălzile pe Valea Mănăstirii, și după aceea ne-a transferat aici și ne-am venit pe Lupoia și acum am ajuns la excavator, la 03. Practic, ați văzut toate noutățile care au apărut aici? Absolut toate, de când la instalațiile vechi nemțești până când la retehnologizare. Acest excavator a fost retehnologizat, cu instalație nouă, tot, complet. Se poate spune că ați învățat. Păi, dar trebuie să învățăm, că aici așa nu e, că dacă nu înveți, nu poți să te descurci. Exact ca și la școală. Că dacă nu înveți și nu intri în instalații ca să cunoști totul, avem planuri care trebuie să le știi, să le citești, schițele care sunt în instalații, dacă nu le știi, nu poți să faci nimic. Că n-ai cum. Că nu e ca o rolă ca să o vezi, nu e, eu știu, aici trebuie să citești, trebuie să vezi de unde provine defectul, în general. Viața grea, plină de pericole dintr-o carieră minieră, este acceptată de familiile celor care au acceptat să muncească în acest domeniu și trebuie subliniat faptul că nu este o profesie deloc ușoară.